acolo frunzele. E de frumos, că ești prea frumos, n-a rost. Spartan. Ba da, Spartan. Giros la farfurie ăla. Păi atât de gros mi-i cheamă Sublache. Poate nu mai este Sublache. Suntem la magazin la cumnata mea și am găsit ceva drăguț. Și are și pantaloni. Și mă gândeam să-mi iau așa portocaliu că e toamnă acum. Și material din asta așa catifea. Și lui Daniel să iau culoarea asta. 145 lei. Super drăguț. Așa, pijama. Dar mă gândesc. Multe haine aici și prețurile chiar sunt ok. Așa că dacă vreți să veniți să vedeți ce are pe aici. Asta este de asistente medicale. Asta e de Brazilia, rochițe, traininguri, veste, tot ce vreți. Unde găsește magazinul? Vis-a-vis de mall. Deci aveți aici în față mall-ul. Dulcinela, ia să vedem și de afară cum se vede. Lângă Dulcinela, ok. Și aici este magazinul. Aici aveți second hand și aici este mall-ul. În caz că vă interesează, intrați aici și vedeți tot ce vreți. Ăsta e albastru care l-am văzut, dar cred că l-aș vrea fără fermoar. Să vedem și cum vrea Daniel. Da. Și aici intrarea. Pam, pam. Haine. Eu am văzut. Nu de pe Asta e afterul de la dozarea lui Daniel. Cu bot, cum a zis Cornel? Cu bot de rață. Nu e bot de rață. Aici i-a făcut un ouăle. Dar nu era bot de rață, așa a zis? Nu, ai scoade de rață. Da.
Lilac. Gata. Hai zi. Hai, Eu fi foame. Am bătrânit, Alec. Ardei umpluți cu ceapa. Și cu mai multe. Dacă ceapa asta este ceapa de grădină și se curăță greu. Uite e... ce e bățoasă. E de asta mai mică. Este ceapa bățoasă. Uite cum e. Dar e cu cercetării mai mari. Păi da. Și mai se face salată de pus pe pâine de vinete. Ardei cu ceapă, ardei cu sos. Ardei copți cu sos. E ciorbă de fasole acolo, de fasole. Ciorbă de cartofi. Piftele de piftele cu carne. De găină cu ceapă, ceapă. Cu sos de ceapă. Și cam asta. Și aș vrea să fie un spiriduș. S-a făcut și de aia cu plăcintă. Un fel de plăcintă, prăjitură. S-a făcut plăcintă cu mere. Informații. No, YouTube-ul. O filmez pe Georgiana. Face vlog. Mă, dar mie încă o ți-au cerut. Să văd că niciuna nu m-a întrebat nici. Nu-l interesează. Trebuia să le faci o surpriză. Da, el știu că trebuie să mănânci ceva. Da, bravo. Trebuia să le facem o surpriză. Să le faci mic. Da. Să le cumpărăm... Ce ați zis asta, mâncați? Cumpărăm niște pateuri mandi. Niște măsline, niște roșii și aia. Păi odată și odată ce crezi? Deci... La salată, Georgiană, să alegi că ai noi molcut să le pui. Da. Acolo merg. Acum îi curăț ce-o fi. Am curățat mai mare, acum curăț mai mici. Rapid. Spune și să-mi spuneți câți ardei vedeți în această imagine. Ia. Atât. Gata. Lăsați în comentarii acolo câți ardei sunt. Vă zic eu cât sunt. 9 cu 9. Atâția sunt? Atâția sunt. 9, 3, 4, 5, 6, 7. Da, mă. Ai știut. Cât faci 9 cu 9? Zi, repede. Wow. Wow, ce întrebare capcană. Păi? Eu n-am trecut peste clasa 1 și clasa 2. Bine, hai. Gata, poți să pui telefonul acolo cu timelapse. Dar vezi, pui undeva mai sus, acolo în fața mea. Frate, și îl pui cu invers, să se vadă, adică gen... Camera din față? Camera din față, da. Nu. Ceapă pentru vinete. Și le-am făcut așa cu mâna, cu sare. Asta e de compoziția de ardei. Și ardei. Și ăștia sunt ardei. Și pune și sos de roșii, nu?
Deci nu-i acoperiți. Fac așa o încheiere cum ar veni pentru vlogul ăsta, pentru că l-am început de ieri și nu l-am terminat. Cam așa arată părul meu după vreo două zile după ce l-am tuns, și bretonul, pentru că trebuie făcut, după ce dorm trebuie făcut de fiecare dată, l-am dat într-o parte. O să nu mai am probleme cu el, dar mie îmi place foarte mult cum stă și cred că și lui Daniel, și am observat că și voi mi-ați lăsat câteva comentarii în care mi-ați spus chestia asta, că stă mult mai bine cu breton decât fără. Asta am așteptat atâta timp, am așteptat ca să vin aici în țară și să mă tundă Cornel, care este unul dintre cei mai buni stiliști pe care îi știu, și la el mă tund de fiecare dată când vine în România. Au mai fost mici excepții când am putut să mai aștept cu părul. Și am vrut să încerc și la alte persoane, dar, sincer, Cornel este cel mai bun de până acum. Aștept, nu vreau să închid vlogul momentan, pentru că aștept să-mi vină camera. Am găsit o cameră pe OLX pentru vlogging și vreau să văd cum este, dacă o să-mi placă, o să o păstrez, dacă nu, o să încerc să caut alta. Dar o aștept să vină astăzi cu curierul. O să testez, să văd ce și cum, și dacă îmi convine o să o iau, dacă nu, nu o să o iau. Și de asta vreau ca să mai țin încă vlogul, ca să prind și partea aia și apoi putem să facem încheierea. Dacă vine astăzi, fac un review și vă spun și vouă cum e și așa mai departe. O să termin în sfârșit de filmat cu telefonul, pentru că urăsc chestia asta cu telefonul, nu știu ce am zis. Dar da, probabil o să mai inserez așa și câteva cadre cu telefonul din când în când, pentru că e mai ok pe partea de stabilizare. Dar în general aș vrea să filmez cu aparatul ca să fie mult mai calitative cadrele astea și vlogul în general. Dar în rest o să pot să fac și poze cu aparatul, pentru că aparatul acesta, o să vedeți,
are atât pe partea de video cât și pe partea de foto calitatea bună. Acum, așa mi s-a spus, acum nu știu, n-am testat, dar vreau să testez și apoi o să vă arăt și vouă, să vedem ce și cum. L-am luat la mâna a doua pentru că planul meu e să-mi cumpăr Sony acela de care v-am mai zis eu pe vlog, Sony A7 III, Alpha A7 III, dar pentru că este foarte scump și la momentul ăsta am alte planuri, am zis că o să-mi iau ceva mai affordable, nu știu cum se trage în română, îmi scapă, și o să merg așa cu el câteva luni până când o să reușesc să termin cu ce am eu determinat și apoi să mi-au aparatul acela, pentru că și acela îl găsești la ofertă. Dacă vrei, de exemplu, m-am uitat în magazin, în Altex, parcă, sau mai era un magazin, nu mai țin minte unde a mai fost, și era la ofertă de la 9.000 de lei, cred, parcă așa, la 6.000 și ceva de lei și era un deal foarte bun, numai că am zis că mai bine mai așteptăm puțin, pentru că la momentul ăsta avem altele în plan. O să vă spun cât de curând și vouă, dar vreau ca să mai las așa puțin timpul să treacă și să reușim să avem ceva concret, ca să pot să vă arăt ceva concret, nu doar vorbe. Așa că până terminăm noi cu planul acesta, mai durează. După ce o să terminăm cu planul ăsta, o să vă și spun și toate cele, o să aflați detalii. Da, deci, ce voiam să vă mai spun, ce am mai făcut astăzi și ieri. Ieri am fost prin oraș, am pierdut cam toată ziua prin oraș, m-am tuns de dimineață, după aia am fost la mall, am mâncat, ne-am jucat, am venit acasă, am mai pregătit ceva de mâncare, dar n-am mai filmat și cam asta a fost ieri. Astăzi este zi de pregătire la noi. Știți că noi ținem sâmbăta și de obicei vinerea e zi de pregătire, în sensul că ne pregătim mâncarea și curățenia și toate cele de vinerea pentru sâmbăta, ca sâmbăta doar să stăm să ne relaxăm, mergem la biserică și așa mai departe. O să filmez, bineînțeles, și sâmbătă, adică mâine, pentru că o să avem un program, o să fie frumos, eu cu Daniel s-ar putea să cântăm dacă o să mă simt bine, pentru că pe mine mă lua răceala de când am fost la Brașov și am dormit cu geamul deschis și nu știu cât de bine o să sune vocea mea, dar vom vedea, pentru că vreau să cânt, dacă nu, altă dată. Dar oricum, o să filmez așa o parte din program și o să pun și aici pentru voi ca să vedeți cam cum se desfășoară un program aici la noi la biserică. Altceva nu știu ce să vă mai spun, doar că o să filmez și mâncarea, pentru că nu am reușit să filmez tot când a fost gata. Am filmat, cred că, doar salata de vinete și ardei care încă nu erau terminați, dar o să vă arăt și chiftelele cu ceapă, ce mai era, mâncărica de ardei cu sos. Astea sunt chestii care am ajutat așa puțin, nu am făcut foarte mult și dacă veți fi interesați de rețetă, să-mi spuneți în comentarii ca să mă interesez și vă spun și vouă rețeta de la mama soacră. Da, deci o să închid vlogul când o să aflu un răspuns dacă vine curierul acum, adică astăzi, sau dacă vine curierul mâine, deși indicat ar fi să vină azi, că așa mi s-a promis că e pe drum. Dar vom vedea. În caz că sunteți curioși, am dat 22 de milioane vechi, adică 2200, nu, 20 milioane, mă scuzați. 20 milioane plus transportul, asta însemnând 2000 de lei. Pentru ZV1, inițial voiam ZV10 sau ceva de genul, nu mă pricep foarte bine la nume. Vorbisem cu cineva care se pricepe la camere că ar fi bine să o iau, dacă vreau și pe partea de video și pe partea de foto să se descurce bine și totodată dacă vreau să investesc și în obiective ca să fie o calitate mai bună. Dar nu știu ce am făcut și am vorbit cu persoana asta cu care, de la care cumpăr acum, despre alt model. Și mi-a spus că modelul ZV10 e creat după modelul acesta, doar că acesta, singura diferență între ele ar fi că acesta are obiectivul deja integrat în body și nu poți să-l mai schimbi. Și asta e ceva ce mă cam
deranjează într-un fel, dar într-un fel nu mai stau să măcar cu multe obiective după mine. Într-un fel și zoom-ul pe care îl are este ok, dar vreau să o testez mai întâi, să o văd, să văd cum se descurcă la filmat și la lumină mai slabă și apoi, dacă nu-mi convine, o să-i dau înapoi. Dacă nu, pentru că ai varianta asta cu curierul acesta de la OLX, dacă îți verifici comanda mai întâi, dacă îți place, dacă nu îți place, dacă e ceea ce te așteptai, o iei, dacă nu, la revedere. O trimite înapoi la cel care o vinde. Dar da, o să vă țin la curent și vă arăt și vouă. Bineînțeles, facem aici unboxing, nu știu, tot zic. Da, vă las că mă duc să văd ce se mai întâmplă pe aici și ne auzim puțin mai încolo. Vai, ce lumină frumoasă! E frumos? Uite un pic! Deci eu nu editez, nu fac nimic, pur și simplu așa se vede. Wow! Ce frumos! Avem și aici găinușii. Găinușii! Găinușele! Ce faceți? Ladies! Hai, fugiți de aici! Fugiți! Opa! Ladies, nu ieșiți, da, ladies. Sunt încărica de ardei. Pam, pam. Asta așa și asta trechi cu smântână, dar arată bine. Na, încă ceva. Nu ai dus două bucării. Scap farfuria asta. Miam, miam, miam.